Pe 17 martie 1975, Securitatea deschidea dosarul de obiectiv cu numele conspirativ Melița privind postul de radio Europa Liberă din Ograda, probabil unul dintre numele de cod folosit pentru Germania de vest sau pentru München. Din acel an și până la Revoluția din 1989, Securitatea a întocmit mai multe planuri de măsuri pentru a anihila secția română a postului de radio, care devenise nu doar o opoziție puternică, care prezenta realitatea dramatică din țară, adevărul despre regimul comunist din România, ci și speranța românilor că la un moment dat coșmarul se va încheia. Radio Europa Liberă a fost probabil cel mai bun și fidel prieten al românilor care erau opresați în propria țară, închiși între granițele ei. Unul dintre planurile de măsuri realizate de Ministerul de Interne, UM0920 cu numărul F-118 din decembrie 1977, prezintă directivele pentru anul următor, există responsabili și termene de rezolvare. Printre acestea, Securitatea își propune să folosească mai eficient potențialul informativ de care dispune pentru reducerea la tăcerea dușmanului. Securitatea le cere ofițerilor desemnați să reactiveze toți informatorii pe care i-au în țară și în străinătate și care ar fi putut fi infiltrați în secția română a redacției de la München. Securitatea ajunsese până acolo încât l-au racolat sau folosit în orb, fără ca acesta să știe, pe proprietarul unui atelier de reparație auto din München, care deservea personalul Meliței, acolo unde majoritatea angajaților secției române a postului de radio își reparau mașinile. Proprietarul atelierului avea numele conspirativ de Barta Gheza. Aceasta este, de altfel, o practică a securității de a verifica și încerca să racoleze pe oricine intra în contact cu persoanele vizate, indiferent dacă erau membri de familie, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau alte persoane de care s-ar fi putut folosi. În dosarul de obiectiv, Securitatea listează pe toți informatorii care ar fi putut fi reactivați și dirijați pentru a ajunge cât mai aproape de orice redactor al secției române de la Europa Liberă, fie că erau din Germania de Est sau de Vest, din România sau din oricare altă țară din Europa. Printre aceștia se aflau și persoane pe care Securitatea își propunea să le abordeze și să le convingă să-și toarne colegii. În planul de măsuri pe 1978 sunt menționați Lovin, redactor la secția română a Meliței, care era în relații apropiate cu Noel Bernard și conducerea americană a postului, și Leul, un colaborator al secției române a Meliței, care întreținea relații apropiate cu Noel Bernard, Emil Georgescu și alți jurnaliști din cadrul redacției. Securitatea încearcă să se folosească de un fost șef al biroului Europa Liberă, cu nume de cod Lupu, aflat într-o altă țară europeană, posibil Franța, pe care Securitatea o numea Prizlop, în momentul respectiv fiind colaborator extern în relații apropiate cu Noel Bernard și angajații biroului al Europei Libere. Securitatea voia să o reactiveze și pe informatoarea Monica, care era fiica unui angajat al secției române în relații apropiate cu Ioana Măgură și Noel Bernard, care a fost trimisă definitiv în Cogălniceanu în anul 1977 și urmează a fi angajată la secția română a postului de radio. Valeriu, angajat al postului de radio Deutsche Welle, Amadeu Livia, care avea o legătură cu jurnaliștii de la Europa Liberă, sunt alți posibili informatori ai Securității. Un alt informator, cu nume de cod Silviu Popa, avea sarcina să obțină un post permanent la Cenacul Literar, deoarece ar fi putut să-și folosească prietenii de acolo pentru a obține informații despre redacția de la München. Toți membrii secției române a radioului Europa Liberă aveau dosar de urmărire, chiar dacă erau cetățeni ai altui stat. Acest lucru nu a împiedicat Securitatea să urmărească pe aici pe familiile lor rămase în țară, despre care știau tot ce fac, ce spun, ce scriu, să le urmărească corespondența, să le asculte telefoanele, să le verifice vecinii, toate cu scopul de a găsi informații care să-i compromită sau să-i șantajeze, așa cum de altfel proceda cu toți cetățenii din țară care îndrăzneau să ridice capul. Nu se știe nici în acest moment care a fost bugetul pe care Securitatea l-a alocat pentru a plăti zeci de informatori transformați în străinătate cu scopul de a găsi informații compromițătoare despre cei care spuneau adevărul despre regimul comunist seară de seară și pe care o țară întreagă captivă îi asculta
cu speranță. Un personaj important care se detașează dintre zecile de informatori ai securității a fost Kraus, despre care securitatea spunea în dosarul de obiectiv al Europei Libere că era în tratative avansate pentru angajarea la postul de radio ca ajunct. Despre acesta, Liviu Tofan, care a lucrat 20 de ani în redacția românească a radioului Europa Liberă, dezvăluie în cartea sa, Ne-au ținut în viață Radio Europa Liberă 1970-1990, identitatea lui Kraus, despre care spune că ar fi fost singur agent al securității infiltrat în redacția de la München. În afară de numeroși vizitatori informatori care ni se dădeau prieteni, securitatea nu a avut un agent implantat efectiv în redacția Europei Libere din München și totuși a existat un agent al securității care a reușit să fie angajat al redacției, dar pentru foarte scurt timp, ianuarie-martie 1979. Se numea Ivan Deneș. Abia la a doua întâlnire cu el în februarie 2009 l-am făcut să mărturisească, spune Liviu Tofan, și fac secție de știri și director adjunct al Europei Libere. Spionul de la Europa Liberă a avut mai multe nume conspirative. Conrad, Aurel Bantaș, Alexandru Sârbu, GX36, Petre Pintilie. A reușit, pentru scurt timp, să înfăptuiască visul de aur al securității, penetrarea redacției din München a Europei Libere. La începutul anului 1979, GX36 sau Kraus devenea angajat cu actă în regulă al secției române de la Radio Europa Liberă, din fericire, doar pentru câteva luni, fiind încă în perioada de probă, conducerea americană desface rapid contractul de muncă. Apăruseră suspiciuni privind comportamentul respectivului în perioada de detenție de până în 1964. Poate existau și alte suspiciuni, dar ele nu au fost niciodată confirmate. Până în decembrie 2008, când Irir descoperă la CNSAS dosarul aparent complet al agentului, clasat abia în iulie 1991, potrivit Institutul Român de Istorie Recent. GX36 a fost recrutat ca informator în 1963, în timpul detenției la închisoarea din Gherla. În anul 1964, după grațiere, a fost introdusă rețeaua informativă. Pe baza unei munci asidue s-a reușit instruirea și pregătirea sa în vederea plecării în Israel cu sarcini informative, acțiune ce a fost aprobată de Ministerul de Interne cu numărul 002293 din 28 iulie 1970. După stabilirea sa în Israel în 1971 și ulterior în RFG în 1972, GX36 a respectat instructajul făcut în țară și ne-a comunicat mai multe informații atât cu privire la situația sa, cât și referitor la relațiile sale ce prezintă interes operativ, se arată într-o notă aflată în dosarul de la CNSAS Fonsie. Institutul Român de Istorie Recentă consideră că acesta pare să fie, din câte cunoaștem, singurul caz în care securitate DIE-CIE a reușit să infiltreze un agent în Departamentul Românesc al Europei Libere de la München. După îndepărtarea din Departamentul Românesc, agentul a continuat să mențină legătura cu Europa Liberă, făcând un fel de joc dublu, culegea informații despre oameni și evenimentele de la radio, dar în același timp furniza Europei Libere rapoarte nesolicitate, dar acceptate și remunerate, despre starea de spirit din România în urma deselor sale vizite în țară. Una din preocupările securității de-a lungul timpului a fost să racoleze personalități din mediul cultural și științific cu o rețea de cunoștințe și prieteni în Occident care să fie folosiți pentru a influența opinia publică occidentală, pentru a apăra regimul comunist, dar și pentru a reuși să publice în presa internațională articole favorabile dictatorilor de la București și să critice exilul românesc acolo unde existau numeroase personalități de prim rang credibile, opozanți cunoscuți ai regimului comunist din țară. În cazul radioului Europa Liberă, securitatea activa pe Mitrea, Dinu, din Galaxia, pe John, Popescu, Udrea, care publicaseră deja în presa internațională articole de specialitate. În același sens, planul de măsuri din 1978 se referă și extinderea măsurilor de influențare în cercuri politice și guvernamentale din SUA, RFG și Franța și alte țări pentru încetarea activității mediciei. Securitatea voia ca personalități de prestigiu din emigrație să fie determinată să ia atitudine publică față de activitate de denigrare la adresa RSR, de propagandă și de spionaj a Europei Libere, în acest sens fiind folosit Bujor, Alexandru Lucian, Emunu, Florescu, Dinu,
din Galaxia, dar și Gavrilescu, James, John, Popescu din Luntrea, Udrea din Schela, Arthur și Patrick din Ghime. După cum se observă, securitatea nu a dat doar fiecărui obiectiv, fiecărei ținte sau fiecărui informator un nume de cod, ci și țărilor unde aceștia locuiau. Securitatea urmărea închiderea secției române de la Europa Liberă sau măcar reducerea subvențiilor alocate pentru funcționarea sa. Instituția de forță din RSR își propune să acționeze prângă autoritățile de RFG care permiteau funcționarea radioului pe teritoriul ei, fapt care de natură să ducă la înrăutățirea relațiilor dintre Kogălnicianu și celelalte țări socialiste. Prin surse de influențare și persoane de încredere din SUA, se va acționa pe lângă oficialitățile americane pentru a reduce subvențiile acordate secției române a postului de Radio Melița. O altă măsură prin care securitatea intenționa să convingă Occidentul că Radio Europa Liberă nu este decât un post denigrator, era să invite în țară oameni de știință și cultură, ziariști, scriitori, reporteri de la unele posturi de radio și TV pe care să-i influențeze ca la întoarcerea în țările lor să publice și difuzeze materiale care să vină în contradicție cu ceea ce susține Melița despre țara noastră, în scopul creării unor polemici și contradicții care să conducă în final la demascarea adevăratelor scopuri urmărite de Melița. În țară, cu toate că supravegherea cetățenilor era extinsă la scară largă, mai mulți români curajoși reușeau să expedieze la Europa Liberă informații din fortăreața comunistă. Acestea erau trimise prin cunoștințe sau membri ai familiei care veneau în țară pentru câteva zile și făceau și serviciul de a transporta mesaje de închisoarea în care regimul comunist transformase România. În cooperare cu UME0647, să identifice pe cei care furnizează date și informații Europei Libere, modalități, canale de legătură și adresele poștale folosite. Totodată, vor fi analizate posibilitățile de preluare a unor asemenea canale de legătură sub controlul nostru în vederea realizării unor acțiuni de dezinformare, compromitere și izolare a salariaților Meliței.